Am început să spunem despre ecrane foarte repede. De obicei, când vine perioada diversificării, deja introduc discuția despre ecrane. Cum curățăm corect ochii copiilor? Noi putem să examinăm bebelușii încă de la nou-născuți. Sunt colegi de-ai noștri pregătiți special pentru partea de retinopatie de prematuritate. Să-ți iei 20 de secunde la care să te uiți la cel puțin al treilea 20, vine de la 20 feet, adică la cel puțin 6 metri. În rest, pentru cine nu poartă ochelari, cel mai bine este să regleze lucrurile astea din luminozitate, din contrast, din instalarea unei aplicații care conține un filtru de lumină albastră. Bun, deci putem să facem mai mult rău decât bine, dacă exact. Nu ne asigurăm, mai bine lăsăm doar cu pălărie. Bună tuturor! Sunt Roxana Cristianovici, medic specialist pediatru și gazda voastră la ABC de Pedia. În episodul de azi vorbim despre rutina de îngrijire a ochilor și o am alături de mine pe doamna dr. Roxana Cozubaș, medic specialist oftalmologie. Bună, Roxana! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Roxana, haideți să vorbim despre ceva ce aud zilnic în cabinet. E întrebarea cea mai frecventă de la toți părinții de sugari și de nou-născuți. Cum curățăm corect ochii copiilor? Și direcția, nu-i așa? Obligatoriu direcția! Este foarte important ca atunci când avem un bebe mic să încercăm să-i facem această rutină de curățare integrată cu rutina lui zilnică de curățare a corpului și a diverselor zone ale lui. Și vorbim aici de una, două picături de ser fiziologic puse pe suprafața ochiului sau pe o dischetă, un tampon cu care să ștergem ochișorul. Dacă noi constatăm că nu există nicio problemă la suprafața ochiului, nu avem secreții, nu este nimic în neregulă acolo, putem să urmăm calea naturală. În mod natural, lacrimile se formează undeva sub sprânceană, în zona exterioară a ochiului, curg pe suprafața ochiului, se adună aici în unghiul intern și apoi ele se scurg la nivelul năsucului. Practic, această cale este cea pe care noi încercăm să o urmăm în momentul în care nu constatăm nimic. Din potrivă, în momentul în care există secreții la suprafața ochiului, dacă cumva acel ochi colectează un ochi cu obstrucție de canal, ar fi indicat ca acele secreții, acele mizerii să le scoatem în afara ochiului și atunci să te duci în exterior, pe calea opusă. Bun, deci curățăm zilnic ochiul copilului din colțul extern în colțul intern al ochiului. Dacă ochiul este curat și nu prezintă secreții, iar atunci când avem secreții, mergem în direcția opusă, pornim din ochiul intern, adică dinspre nas, apăsăm, scoatem toată mizeria de acolo și ne ducem în ochiul extern. Perfect. Spune-mi acum, te rog, când mergem prima oară cu un copil la tine, când venim la primul consult oftalmologic? Noi putem să examinăm bebelușii încă de la nou-născuți. Sunt colegi de-ai noștri pregătiți special pentru partea de retinopatie de prematuritate. Avem copiii care se nasc înainte de termen, care trebuie obligatoriu de văzut la o lună de viață. Pe de altă parte, dacă vorbim de un consult de rutină, nu suspectăm absolut nimic, ni se pare că este totul în regulă, dar vrem să știm și să avem confirmarea de la specialist că este totul în regulă. Este bine să avem un copil în cabinet în jurul vârstei de 6-9 luni. Aș spune cât de repede se poate în această perioadă, maxim către un an de zile, pentru că acolo deja încep să nu mai fie așa de prietenoși cu noi, nu le mai place interacțiunea noastră și la un copil de vârstă mică poți să obții mult mai multe lucruri, în sensul că te lasă să-i faci mai multe manevre, este mai liniștit, nu e anxios în prezența noastră și atunci preferăm să avem acest prim contact în această perioadă de timp. Bun, deci nu este prea mic. Sunt lucruri pe care le putem vedea și le putem depista încă de la 6 luni. Ideal, vârsta aceasta în care copilul încă nu are teama de străini și este mult mai deschis spre cooperare. Ce poți să vezi la vârste așa mici? La ce te uiți? Poți să vezi viciile de refracție, avem un aparat care măsoară de la distanță mare, practic stăm la fel cum stăm noi două acum, la un metru și ceva. Copilul stă în brațele părintelui, se simte în siguranță și privește către o fățucă zâmbitoare. Aceea face o primă măsurătoare de dioptrie, în urma cărora noi putem să ne dăm seama dacă există ceva probleme și dacă ar trebui să investigăm suplimentar, respectiv să facem și consult cu tot cu picături, să vedem dacă există un viciu de refracție
ascuns. În afară de acest lucru, mai putem vedea suprafața ochiului, putem vedea interiorul ochiului, fundul de ochi, care se poate vedea și fără picături. Putem vedea dacă ochii sunt corect aliniați, să facem anumite joculețe, să vedem dacă ei stau corect acolo unde trebuie. Sunt anumite teste pe care le putem face și la vârste foarte mici, dacă cel mic colaborează teste de vedere în spațiu pentru strabism, pe care le putem examina. Avem o multitudine de lucruri pe care le putem face. Ok, ajută dacă identificăm lucrurile acestea foarte devreme, putem să intervenim chiar și la vârste mici, cum intervenim? Sau mai degrabă vrem să intervenim sau vrem să urmărim? Care este scopul? E de preferat să veniți la consult cât mai devreme, tocmai pentru a avea un prim punct. După aceea, mai departe, medicul vă va spune, este bine să ne revedem peste 6 luni, dacă e ceva în neregulă, sau poate mai devreme, peste un an, dacă este totul în regulă. Viciile de refracție, deci problemele de vedere, sunt de obicei într-un stadiu extrem de dinamic în această perioadă și vrem să le vedem cum sunt ele în evoluție, doar să le urmărim. Foarte rar se întâmplă să și intervenim acolo, adică să dăm o pereche de ochelari, să punem un ocluzor. Sunt cazuri extrem de rare. Bun, deci în cazurile severe putem să intervenim, în celelalte rolul este acela de a urmări. Este importantă această urmărire și părintele să nu se culce pe urechea, eu spun pentru că la mine în cabinet vin și îmi spun, am fost la oftalmolog la 8 luni, mi-a spus că n-are nimic, dar copilul acum are 5 ani. Da. Și de la 8 luni la 5 ani, lor dacă li s-a spus că n-are nimic, și în general, acum o să sune urât, dar mai ales dacă au fost cu tații. Da. Scria acolo că medicul i-a spus că trebuie să mai revină, dar el a reținut că n-are nimic. Și prin urmare, 5 ani mai târziu, același copil n-a mai avut încă un consult. Deci ne putem baza pe o evaluare la 8 luni. Absolut, ca fiind valabilă pentru tot restul vieții. Dinamica este una spectaculoasă și ochiul care este într-o continuă creștere, te poți aștepta să ai surprize și plăcute și neplăcute. Adică mama natură ne-a creat aproape de perfecțiune și încearcă să ne facă spre perfect, dar de multe ori se întâmplă din cauza poziției învârtică a copilului, au tot felul de nealiniamente ale oaselor craniului, ochișorii să capete și ei forma respectivă. Găsești un ochi mai sus, unul mai jos, când se uită într-o anumită direcție privesc diferit, motilitatea ochilor e diferită, au un viciu de refracție mai mare pe un ochi, tot așa, pentru că este un ochi mai turtit. Adică astea trebuie să le vezi neapărat în dinamică și se pot schimba odată cu schimbarea fizionomiei copilului. Bun, deci venim periodic, primul consult între 6 luni și 10-11 luni acolo și apoi cât de des ne spune medicul oftalmolog, mergem chiar dacă ne-a spus că în acel moment ochii arată bine. Bun, haideți să discutăm și despre expunerea la ecran, că n-avem cum să nu discutăm despre ea. Spune-mi așa puțin de ce rău poate să facă, cât timp și de la ce vârstă este în siguranță sau cât de cât sigur ca un copil să fie expus la ecrane din punct de vedere oftalmologic. Am început să spunem despre ecrane foarte repede. De obicei când vine perioada diversificării deja introduc discuția despre ecrane. Adesea se întâmplă să se coreleze. Copilul nu mănâncă, îi pun un ecran în față, deschide gura în mod mecanic și îl îndop acolo cu tot ceea ce se poate la vârsta respectivă. Nu este ok atât din punct de vedere al ochilor cât și al creierului. Și vorbim aici și de partea legată de expunerea la un ecran mic de aproape. Ceea ce fac rău ecranele este că distanța de lucru este extrem de scurtă, de la ochi până la ce are el de văzut, dacă vorbim de un telefon sau o tabletă sau chiar și un laptop, este foarte mică acea distanță. Asta este ceea ce ne deranjează. Dacă vorbim de un copil un pic mai mare, care trece de un an jumate, vrei să-i dai ceva material educațional, poți să o faci pe un ecran mare de genul televizor sau și mai bine și mai catolici decât papa, pe un proiector pe perete, aceea ar fi cea mai minunată variantă. Și bineînțeles să folosești conținutul ca pe o carte în care tu, părinte, să explici copilului ce vede acolo. Sub această vârstă, Academia Americană zice ok, poți să mai dai un videocol cu bunica, bunicu, și noi spunem că este ok, pentru că ecranul acela practic replică o altă viață
o altă, altă bucățică din viața copilului. Nu sunt desene animate, nu este muzică, este o persoană din viața lui pe care el o vede acolo pe ecran și de obicei nici nu au răbdarea să stea să se uite acolo hipnotizați cum s-ar uita la niște desene animate. Bun, deci lăsăm la un videocall cu bunicii, nu le punem tableta, telefonul în față ca să mănânce și după ce cresc mai mari este ok dacă vrem să le punem desene, să facem lucrul acesta la televizor, la o distanță considerabilă sau pe un proiector. Mi-ai zis că este bine să fie ecrane, să fie ecrane mai mari și la distanță și nu tablete sau telefoane care să fie aproape. Este totuși o idee bună să și limităm timpul, adică dacă dăm unui copil, nu știu, o oră jumate de desene pe zi, e o idee mai bună să nu fie odată, ci să facem împărțire la, nu știu, 45 de minute, 30 de minute și cu pauză între ele? Ar fi o idee mult mai bună așa. De ce? Pentru că practic reușim să spargem cumva momentele în care copilul privește fascinat acolo la ecranul respectiv și uită să clipească, nu se mai uită în altă distanță, este focalizat doar acolo. Deci în primul rând să schimbăm focusul, dăm un episod 20-30 de minute, după care pauză câteva minute. Este bine ca în acea pauză să folosească o altă distanță de lucru. Adică dacă a stat la televizor se poate juca cu o carte sau cu niște Lego-uri, cu un puzzle. Dacă invers, dacă ecranul a fost unul de tip mic, de genul telefon, atunci mai bine următoarea oră să ieșim afară, în aer liber, să o petrecem cu ochii la distanță cât mai mare. Problema cea mai mare se pune în momentul în care copilul este expus o lungă perioadă de timp la un ecran, este că el uită să clipească. Dacă îl fascinează atât de mult ceea ce are de văzut, rămâne acolo așa consternat, cu ochii larg deschiși și în momentul respectiv suprafața ochiului nu mai este protejată de filmul lacrimal. Nemai clipind, filmul lacrimal se rupe din loc în loc și acolo unde se rupe este expusă cornea, primul țesut. Iar asta poate să dea în timp durere, poate să dea fotofobie, adică să vezi un copil că începe să clipească de, să-l deranjeze lumina, să stea încruntat, să aibă tot felul de ticuri, sunt copii care își aruncă ochii peste cap, se trag de pleoape, caută să se spele pe față cât mai des sau să își pună mânuțe reci pe suprafața ochiului pentru că asta îi mai calmează un pic. Lucrul acesta se poate întâmpla și când vorbim de cărți, de cititul unei cărți, adică putem să avem, dacă avem un copil care iubește să citească și petrece 3-4 ore neîntrerupt să citească o carte, e o idee bună să-l oprim și aici. Eu le mai spun copiilor să-și facă rost de o clepsidră pe care să o învârtă și periodic la câteva minute există o regulă care se cheamă regula 20-20-20, care spune că la fiecare 20 de minute petrecute în zona de aproape, indiferent la ce fel de dispozitiv sau la ce reușești să faci cu vederea ta în zona de aproape, să-ți iei 20 de secunde la care să te uiți la cel puțin al treilea 20, vine de la 20 feet, adică la cel puțin 6 metri. Este inteligent să spargi acele momente, să le alternezi exact cum am zis, cu momente în care copilul se uită la distanță, dar pe de altă parte știm că zona de aproape folosită în a citi o carte sau de pe dispozitive de genul Kindle, dispozitive electronice care nu emit lumină, este o vedere mult mai relaxată față de cum este cea de pe ecran. Pe ecran, pentru că totul este foarte dinamic, ai tendința de a nu mai clipi. Ori la carte știi că dacă vei clipi, scrisul rămâne tot acolo, nu dispare nicăieri și atunci clipitul vine natural pe carte. Ok, deci putem să-i lăsăm să citească mai mult, dar uite că ei natural când își fac temele sau când citesc vor pauză de toaletă. Și da, știu ei ce știu. Da, deci putem să-i încurajăm, să-i lăsăm să mai plece din când în când de la scris, de la citit, da, și să mai fugă până la baie, să se mai spele pe față, să mai bea o gură de apă, să se întoarcă la teme. E o variantă bună, nu e obligatoriu să stea să lucreze 2 ore, 3 ore. Corect. Constant. Dacă nu se ridică de la masă, îi putem invita după câteva minute să privească pe geam sau undeva, da, ajută și lucrul acesta? Da, ajută să privească la distanță mare, ajută să aibă multă lumină naturală în încăpere și implicit acolo unde își fac temele, apropo de aranjarea camerei copilului, să păstreze o distanță corectă de la ochi la carte și aici vin în scopul sau cu sfatul de a ajusta permanent înălțimea scaunului și a biroului copilului astfel încât să stea corect așa cum trebuie. Dacă nu ținem cont de lucrurile acestea, dacă lăsăm copilul să stea așa, cu cartea foarte aproape și cu tableta
ceriști. De cele mai multe ori pot să apară vicii de refracție și vorbim aici despre miopie. Practic este ca un fel de ajustare a sistemului nostru vizual la ceea ce i-ai oferit. Dacă tu mă pui să văd tot timpul numai în zona de aproape, de ce să mai văd la distanță? Dacă eu trebuie să văd permanent la 50-70 de centimetri, atunci eu ochi îmi fabric în așa fel interiorul meu și îl măresc astfel încât să nu mai pot să mai văd la distanță, că nu mă interesează, nu este o zonă de interes. Și din păcate miopia odată instalată ea nu mai dă înapoi, adică vorbim de o perioadă de la acel moment pentru tot restul vieții în care copilul trebuie să folosească ceva pentru a vedea bine, fie că vorbim de ochelari, lentile de contact, chirurgie refractivă. Bun, deci pot să am un copil cu o vedere perfectă, la care dacă eu nu sunt atentă la expunerea la ecran, la distanța de lucru, la timpul pe care el petrece în fața ecranelor, poate să dezvolte o miopie care, din păcate, odată apărută, nu mai există cale de întoarcere. Din acel moment pot doar să stopez sau, dacă nu iau nicio măsură, să mergem înspre mai rău. Da, așa este. Bun. Zim puțin și despre, pentru că a fost o perioadă de pandemie, foarte mulți copii care au stat în interior, teme făcute în online. Acum cred că există și partea asta de meditații în online care au luat mult avânt. Deci, clar, timpul pe care copiii îl petrec acum în fața ecranelor este mai mult decât era înainte de pandemie și atunci foarte mulți părinți vin cu întrebarea dacă ar trebui să cumpere niște ochelari speciali pentru protecția aceea de lumină albastră pentru copiii lor care stau la calculator. Într-adevăr, în perioada pandemiei, când ei petreceau aproape tot timpul doar înăuntru, joaca pe ecrane, cursurile pe ecrane, distracția tot pe ecrane, practicam și noi destul de des acest lucru, adică ofeream soluția aceasta, ochelari cu filtru de lumină albastră, chiar și cu dioptrie zero, cu lentilă plană, cum îi spunem noi. În momentul de față, pentru că ne dorim ca cel mic să iasă afară în aer liber, și acolo are parte de lumină albastră, pentru că face parte din spectrul pe care le emite radiația solară. Acolo ne dorim totuși ca ochii copilului să fie expuși în mod natural la lumina aceea și nu ne dorim neapărat o protecție, dar pentru copiii care sunt cu vicii de refracție și care poartă ochelari, pentru aceea sigur că le oferim această protecție. În rest, pentru cine nu poartă ochelari, cel mai bine este să regleze lucrurile astea din luminozitate, din contrast, din instalarea unei aplicații care conține un filtru de lumină albastră dacă dispozitivul nu l-are. Bun, deci există această opțiune pe care o am ajutat dispozitivelor, iar dacă nu putem să instalăm noi aplicații, e bine doar să verificăm că avem setat lucrul acesta pe telefon, tabletă, laptop, astfel încât să fim cât se poate de protejați și de acest spectru de lumină albastră. Bun, am vorbit de acești ochelari pentru ecrane. Vine vara și avem soare și mergem la mare și dacă nu mergem la mare, oricum petrecem foarte mult timp afară. Ce facem? Protejăm și ochii de razele UV? Ne dăm cu cremă pe piele, dar pentru ochi nu avem cremă, dar sigur că este indicat să punem ochelari de soare copilului. Părerile sunt aici destul de unanim în direcția în care trebuie să protejezi ochii copilului, fie că vorbim de ochelari de soare, fie că vorbim de o pălărie, o șepcuță. Știi că există mit și eu tot la ul la părinți când le zic de ochelari de protecție solară, că zic că o să-l facă sensibil. Fotofob pe viață, da. Există păreri care spun într-adevăr treaba asta. Probabil că moderația este cheia succesului și într-adevăr nu de puține ori am avut copii care s-au prezentat la consultul oftalmologic și erau atât de mândri și de încântați ca ochelari de soare încât părinții îl lăsau să stea inclusiv în decursul examinării, în cabinet, în sala de așteptare. Dacă face exces în direcția asta, sigur că un copil care stă permanent cu ochelari de soare și acasă pentru că așa vrea el și părintele îl lasă, poți să te aștepți ca afară când iese într-o lumină naturală mai puternică să strângă din ochi. E justă această așteptare. Ok, deci punem ochelarii de soare atunci când soarele este puternic și că, exact, și că ne gândim că radierea solară, razele UV ar putea să afecteze ochiul. Când? Cu atât mai mult cu cât te duci la mare sau la munte. Din păcate, la munte, radiația ultravioletă este mai puternică. Așa zisul bronz de munte, care durează mai mult, are în spate o treabă
să spun așa, științifică, în sensul că la altitudini înalte radiația ultravioletă este mai puternică. Ești practic mai aproape de soare și atunci te poți aștepta să faci, din păcate, complicații de genul fotocheratită, adică efectiv o arsură la suprafața ochiului, prin care, din păcate, ochiul va suferi foarte tare, adică și se poate complica inclusiv cu arsuri care să ducă în timp la pierderea vederii prin cicatricile pe care le fac. Dacă vorbim doar de o plimbare în parc, este suficientă o pălărie cu un bor mai mare? Exact. Și dacă vorbim de munte mare, zone în care lumina se reflectă și tot, atunci putem să aplicăm și partea aceasta de ochelari de soare. Ochelari de soare ar fi bine de achiziționat din zone care sunt destinate pentru așa ceva. Am întâlnit destul de des ochelari foarte frumoși, fashion, cu pisicuțe, cu tot felul de personaje de desene animate, dar care nu erau ceea ce trebuie. Trebuie să căutăm în primul rând filtrul de categoria 3. Există disponibil pe piață și filtrul de categoria 4, care sunt pentru urcat sus pe munte, pentru mers la schi, iarna, când avem numai zăpadă în jur, reflectă totul, atunci e momentul să pui filtrul de categoria 4, dar în rest, pentru mers la mare, mers în parc, afară pe stradă, filtrul de categoria 3 este suficient. Asta practic se referă la cât este de închisă lumina și respectiv câtă lentila și respectiv câtă lumină lasă să treacă prin ea. În afară de asta, e bine să căutăm acești ochelari, chiar dacă pe ei sunt menționate aceste caracteristici, în locuri avizate, fie în optici, fie în clinici medicale, fie în magazine dedicate de sport care se ocupă cu partea aceasta. Bun, deci nu ne luăm din mult de la magazinul de haine, da, care are și câteva perechi de ochelari, exact, pentru copii. Foarte drăguță pe de altă parte, știu. Și uneori mai accesibile, cred că la preț, cred că și asta poate să fie o diferență, dar care e riscul dacă îl iau pe acela? Este un risc mare, pentru că în spatele unei lentile închise la culoare, pupila se dilată. Pupila este zona neagră din centrul ochiului, prin care intră lumină în interiorul ochiului. Și dacă tu folosești o lentilă care îți dilată pupila, lasă să intre în interiorul ochiului, neavând în față o protecție, o cantitate de lumină mai mare, lumină dăunătoare cu radiație ultravioletă. Deci mai bine lași ochiul fără nimic, pentru că se închide pupila la lumină puternică, decât să-i pui în față un filtru care să facă să primească înăuntru mai multă cantitate. S-a demonstrat clar că efectul acesta este unul cumulativ în timp și că expunerea la radiația ultravioletă este cam 80% din cât avem pe tot parcursul vieții, între 0 și 18 ani. Deci, practic, ca și copil, tu ai încasat lumina ultravioletă pe aproape toată viața. Am înțeles. Bun, deci putem să facem mai mult rău decât bine dacă, exact, nu ne asigurăm. Mai bine lăsăm doar cu pălărie și atât, decât să punem ochelari care nu sunt cumpărați din locuri care să ofere această certitudine că au calitatea adecvată. Îți mulțumesc mult de tot, Roxana, că ne-ai învățat azi tot ce trebuie să știm ca să ne menținem cu privirea copiilor noștri în standarde optime sau cât de bine putem noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Eu sunt Roxana Cristianovici, medic specialist pediatru, și vă invit la următoarele episoade ABC de Pediatru.